Senatorul PNL Sorin Roșca Stănescu a reacționat la demersurile Agenției Naționale de Integritate care contestă calitatea de europarlamentar a lui Mircea Diaconu, care a candidat independent în alegerile din 25 mai. Sorin Roșca Stănescu este de părere că Ani a depășit cu mult limita decenței. Astăzi suntem în situația în care, după ce a câștigat cu 7% opoziție în Parlamentul European, Agenția Națională Anticorupție l-a atacat și solicită inclusiv Parlamentul European să nu-l primească. Consider că a fost depășită mult o limită a decenței de către ANI și în consecință am făcut un comunicat de presă prin care denunțăm ANI ca o instituție care se comportă din acest punct de vedere, cel puțin, dar și din alte puncte de vedere, ca o instituție antidemocratică, antinațională și care a și devenit și devine pe zi ce trece din ce în ce mai antipopulară, mai nepopulară. Sorin Roșca Stănescu a cerut ca Parlamentul României să demită Consiliul Național de Integritate. Solicităm și solicit în calitate de senator PNL ca Parlamentul României, majoritatea parlamentară, să își exercite controlul conform legilor statului asupra Consiliului Național de Integritate, să demită, să analizeze situațiile create de domnul Horia Georgescu, să demită Consiliul Național de Integritate, care nu și-a făcut datoria nici măcar în a-l controla din punctul de vedere al averii pe domnul Horia Georgescu, astfel încât prin desemnarea unui nou Consiliu Național de Integritate să fie ales un nou președinte ANI care să facă ceea ce trebuie să facă.